O tânără elevă a venit să studieze la această școală, neștiind că avea să învețe ceva ce îi va salva viața. Cred că educația adventistă este un mare câmp misionar, în Africa în general. Există mai mulți elevi neadventiști decât adventiști, chiar în această școală. Doar aproximativ 5% dintre elevii din această școală gimnazială adventistă au un fundal adventist. Aceasta ne oferă o ocazie misionară uriașă de a prezenta iubirea lui Isus în capitala statului Camerun. Nu putem să nu facem nimic. Vin mulți oameni în birou și vorbesc despre problemele lor și trebuie să ne rugăm împreună cu ei. Într-o zi, o elevă pe nume Kambo a venit în biroul capelanului Yetna după ajutor. Ea avea dureri din cauza unei probleme medicale la inimă. După mai multe vizite la doctor, s-a decis că avea nevoie de operație. Ea nu provenea dintr-o familie creștină, dar capelanul Yetna a învățat-o să se roage. I-am spus că rugăciunea este un dialog între ea și Dumnezeu, Tatăl ei Ceresc. I-am spus că dacă crede în Dumnezeu, nu este nicio problemă, nimic nu este imposibil pentru el. Am provocat-o chiar să se roage în fiecare dimineață și seară pentru această problemă. După ce capelanul Yetna și Kambo au petrecut săptămâni rugându-se pentru problema ei de inimă, doctorii au fost surprinși de ceea ce au constatat. Ne rugam mereu, iar la a cincea vizită la doctor, acesta a spus surprins: "Nu mai văd nimic în neregulă." Doctorul i-a chemat pe părinți în cabinet și i-a întrebat ce i-au dat fetei. Aceștia au spus: "Nimic." Boala de inimă dispăruse, iar singurul medicament folosit a fost rugăciunea. Mă ajută să știu că Dumnezeu este primul la care trebuie să ne gândim în viață. Acum mă rog în fiecare zi. Biserica Adventistă din Camerun se concentrează în partea de sud a țării. Liderii bisericii vor să aibă impact asupra vieților, precum cea a lui Kombo, din nordul țării. În prezent, nu există școli adventiste în acea zonă, ceea ce constituie o ocazie uriașă pentru misiune. Este foarte important să construim o școală în zona de nord, unde sunt mulți neadventiști și chiar mai mulți necreștini. Este foarte important mai întâi pentru misiune, pentru că trebuie să ajungem în zonele unde nu s-a auzit despre Hristos. Există deja un teren dedicat noii clădiri pentru școală. Există planurile și viziunea pentru cum va arăta școala. Darul din sabatul al 13-lea va ajuta biserica din Camerun să construiască prima sa școală în nordul țării. Rugați-vă pentru acest proiect care va oferi ocazia pentru vestirea Evangheliei către oamenii neabordați. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat darurilor din sabatul al 13-lea.